Tipograful lui Udall, capitolul 12. Autor: Harold Bell. Soarele se cufundă în prăierie și coloră cerul în nuanțe de roșu, verde și auriu, unde lucea prin crăpăturile norilor zdrențuroși de un purpuriu închis. Razele strălucitoare ce atingeau turnele încețoșate, bătute de vreme, și turnurile uzinelor le preschimbau în obiecte interesante și frumoase. Fumul toxic de la topitorie și motoare atârna ca întotdeauna deasupra orașului precum un văl greoi și parcă împroșca cu raze strălucitoare, devenind o mare de culoare plimbată încolo și încoace de vânt. Deasupra, mingea proaspăt vopsită din vârful lăncii de la drapelul tribunalului lucea precum o lampă de semnalizare din altă lume. Și prin toate acestea, lumina reflectată de la o mulțime de geamuri sclipea și radia într-o strălucire nemaipomenită, astfel că orașul părea un vis de o splendoare nepământeană și farmec de basm, în care oamenii umblau plini de uimire și înfiorare. Însă priveliștea dură doar un moment. O perdea grea de nori fu trasă repede în partea de vest, de parcă scena aceea de o frumusețe uimitoare era prea sacră pentru privirile pământenilor, ale căror suflete erau limitate de priveliști banale. O mică stea lucii deasupra perdelei în străveziul cerurilor de mai sus. Apoi dispăru și ea, întunecată de vestitorii furtunii ce se apropia. Pe la ora 9, când se domoliră primele izbucniri vijelioase, un bărbat bine înfofolit, într-o haină groasă și cu o căciulă moale trasă peste față, își făcea drum de-a lungul bulevardelor pustii. Luând apoi o cheie din buzunar, descuie o ușă și păși înăuntru. Străbătând repede culoarul până la birou, ca și cum era familiarizat cu locul acela, îngenunchi în fața zeifului imens, încercând să decodeze cifrul secret de la mâner. Imediat ușa greoaie îi cedă, scoțând o legătură de chei din buzunar, alese una fără nicio ezitare, iar când o băgă, cutia se și deschise, scoțând la iveală o sumă mare de bani. Punând mâna pe un pachet de bancnote, îl dosi în buzunarul lateral de la haină și încuie la loc cutia cu banii, apoi seiful, dar se opri deodată ca și cum ar fi fost izbit de un gând neașteptat. Furtuna de afară părea că prinde iar puteri. Ciocnirea lapoviței și aninzorii de geam, vuietul vântului, sunetele ciudate ale firelor și izbitura tăioasă ale gânării obloanelor nu făceau decât să-i înspăimânte inima bărbatului, îngenunchiat în biroul slab luminat. Lăsându-se pentru șumea, își îngropă fața în mâini și se căină cu voce tare. Doamne, ce fac eu aici? Și dacă nu mi-e merge? Furtuna se potoli din nou. Totul se liniști și se calmă, de parcă însuși spiritul nopții aștepta fără să sufle rezultatul luptei din pieptul omului ispitit. Ridicându-se încet de pe genunchi, se întoarse înapoi la ușile masive, descuind iarăși cutia pentru a înlocui teancul de bani. Dar cu banii în fața ochilor se opri încă o dată, exclamând: de data asta o să-mi meargă. Nu pot să pierd de fiecare dată. Încuie repede seiful și cu banii în buzunar se ridică în picioare și ieși repede din clădire, unde fu întâmpinat de furtună în toată dezlănțuirea ei, ca și cum ar fi încercat să scoată de la el ceea ce el luase de la altcineva. Dar cu privirea țintă înainte și cu pumnii încleștați, o porni prin vișelie și câteva minute mai târziu bătea la o ușă de la ultimul etaj al unui hotel grandios, unde fu primit și salutat călduros de doi bărbați care beau și fumau. Bună, Frank! Exclamară ei. Credem că nu mai apari. Cum te-ai venit așa de târziu? E aproape 10. Ei, bătrânul mi-a dat ceva de lucru, bineînțeles. Ce noapte a furisită?
Unde-i Whitley? Încercă să vorbească fără să se închisească prea mult, însă ochii se mișcau dintr-o parte în alta și mâinile îi tremurau când se deschia la haină. Ai dreptate, furtuna asta e grozavă. Jim se întoarce imediat. A coborât numai până la farmacia din colț să se vadă cu cineva. Uite-l că vine! Se auzi altă bătaie înceată în ușă și intră al patrulea bărbat, scuturându-și zăpada de pe haina împlănită. Gustați și voi ceva și încălziți-vă. Lichiorul de calitate e nemaipomenit pe o noapte ca asta. Whitley înșfăcă lacul paharul întins și îl goli fără o vorbă, dar Frank o refuză. Doar știi că nu beau, spuse el sec. Bia-l tu dacă ai nevoie și hai să ne apucăm de treabă. Și trase un scaun la masa din mijlocul odăii. Ceilalți râseră când se așezară și unul dintre ei rosti în timp ce amesteca iute cărțile. Am uitat că ai fost membru de biserică. Celălalt adăugă cu un rânjet. Poate vrei să începi serviciul cu o cântare și o rugăciune. Lasă asta și vezi-ți de treabă. Eu întoarse tânărul Godric cu ciudă. În seara asta ți arăt eu că nu-ți merge cum vrei tu tot timpul. Ai adus și hârtiile mele? Ceilalți dădură din cap și unul dintre ei spuse. Whitley ne-a spus aici că voi ai o șansă ca să le câștigi înapoi înainte să fim obligați să le facem să dispară. Totuși, în seara asta trebuie să ai banii lichizi. Banii reci și buni. Banii lichizi pentru hârtiile pe care le avem în mână. Mai taci odată și joacă pentru numele lui Dumnezeu. Mărie Frank, care plică. Cred că sunt destui bani, spuse el și așeză teancul de bancnote pe masă. Patru ochi luciră a triumf. Whitley se uită lung la tânăr și se opri cu cărțile în mână. Apoi împărți cărțile și jocul începu. Între timp, Adam Godric și soția lui se distrau acasă la clubul de whist, unde erau membrii foarte activi, pentru că era întâlnirea săptămânală și chiar dacă vremea era atât de aprigă, nu puțin dintre cei mai devotați iubitori ai jocului erau prezenți acolo. În conversația de dinaintea jocului fu adusă în discuție Asociația Tinerilor cu planul de slujire al lui Dick Faulkner. Cum aproape toți oaspeții erau membri în diferite biserici, își exprimară părerile destul de liber, cu o multitudine de opinii, până ce gazda, vădit deranjată, lucru care se putea citi pe fața ei arogantă, cu vocea rece și puternică, rosti. Nu trebuie să vă gândiți din moment ce eu cu soția mea suntem membri ai Bisericii Ierusalim, că și noi suntem de acord cu ideile ciudate ale pastorului Cameron. Noi nu suntem obișnuiți să ne asociem cu persoane de spiță joasă, după cum îi place lui să aibă în biserică. Și dacă nu-și schimbă modalitățile de lucru în vreun fel sau altul, îi va face pe cei mai buni membri ai săi să se ducă la alte biserici. Toți musafirii dădură empatic din cap și în taină, fiecare se decise să-l trimită pe pastorul lui să stea de vorbă cu Godric fără întârziere. Adam continuă. Cât despre tipograful acela vagabond și planul lui prostesc, eu spun că tocmai aceste lucruri provoacă toată nemulțumirea în rândul claselor inferioare și le fac incapabile să-i servească pe cei superiori lor, iar copiii mei nu vor avea niciun amestec acolo. Nu i-am crescut ca să urmeze un vagabond și un nimeni. Fața lui Amy se aprinse și ridică privirea ca și când ar fi vrut să vorbească, dar doamna Godric o liniști imediat dintr-o privire și schimbă cu dibăcie subiectul, spunând:
Păcat că nu e și Frank aici în seara asta. Îi plac seriile de genul acesta și joacă atât de bine. Dar el și domnul Whitley își petrec seara cu un prieten bolnav. Dragul de el. Se tot gândește la alții mai întâi și e totdeauna gata să renunțe la plăcerile proprii. La fel și domnul Whitley. Îi va lipsi jocul atât de mult, iar Amy pierde un partener puternic. Cei din grup înțeleseseră aluzia și vorbiră de alte lucruri până ce jocul care avea să-i prindă pe toți începu. Și astfel, în timp ce fiul cuprins de teamă juca împreună cu prietenul lui, Whitley, și cu alți doi jucători profesioniști de la hotel, ca să scape de disgrația ce se apropia cu siguranță, dragii lui părinți și frumoasa lui soră de acasă uitară de absența lui în strădaniile de a câștiga la cărți premiul râvnit al serii, o cupă frumoasă de argint. Se scurseră una, două, trei ore. Furtuna se mai potoli. Domnul Godrich câștigă premiul mult râvnit, iar musafirii serii plecară cu toții la casele lor. În camera de hotel, ultimul teanc de bancnote fu pus în mijlocul mesei. Nu se auzea nimic altceva în afară de amestecul cărților și clinchetul unui pahar cu whisky pe care îl servea unul din bărbați. Dintr-o dată tânărul Godrich sări în picioare, exclamând cu sălbăticie: Tom Wharton, ești un mincinos și un escroc! În timp ce vorbea, un scaun mare se roti deasupra capului lui și căzu cu zgomot peste omul care ședea în dreapta lui. Pe dată totul deveni confuz. Masa fură sturnată, iar cărțile, banii și paharele fură împrăștiate prin cameră. Whitley și celălalt bărbat erau cu totul uimiți de ieșirea neașteptată. Frank făcu un salt spre victima ce era întinsă la pământ, cu scaunul din nou ridicat ca să lovească. Și de-ar mai fi fost o lovitură, ar fi devenit criminal, pentru că intenția de a omorâ lucea în ochii lui scripitori. Dar Whitley îl prinse chiar la timp de braț. În timp ce celălalt scoase un cuțit și se băgă între omul acela nebunit și victima lui. Oprește-te, nătrăule! Interveni Whitley. Și tu, Jack, lasă cuțitul ăla și vezi ce face Tom. Bine ne mai șade cu asemenea încurcătură. Jack făcu ce îi se ceru, însă Frank se zbădea în strânsoarea prietenului său. Dă-mi drumul, Jim! Lasă-mă să mă duc la el. Oricum sunt distrus. Lasă-mă să-l distrug și pe el. Dar Whitley se dovedi mai puternic și îl forță să stea îndărât, în timp ce Jack se aplecă peste trupul lui Tom. Nu ești deloc distrus, spuse Jim la urechea lui Frank. Nu te las eu. Ieși repede de aici și du-te în camera mea. Vin când rezolv cu ei. Descuie ușa și îl împinse pe Frank pe hol, în vreme ce bărbatul de pe podea încerca să se ridice în picioare. Cei doi jucători, Jack și Tom, se răstiră nervoși când văzură că Frank le scăpase din mâini. Cu spatele la ușă, Whitley îi lăsă să înjure câteva minute, după care rosti calm. Acum, dacă vă simțiți mai bine, hai să luăm câte un pahar și să discutăm. Când cei doi se liniștiră, el continuă cu un ton firesc. Să zicem că faceți scandal după cele întâmplate. Cu ce vă alegeți de aici? O să-l învățăm pe nătărăul acela tânăr o lecție pe care n-o va uita prea curând. Vorbi plină de nervi cel care căzuse. Da, și veți plăti cam scump pentru lecția asta. Îi replică Whitley încet. Cum adică? Adică, dacă se află întâmplarea asta, tânărul Godrich e ruinat și voi nu vedeți niciun cent pentru documentul pe care îl dețineți.
Prietenul lui Orton dădu din cap. Cam așa e, Tom, spuse el. Ei bine, bombăni celălalt. Ce-o fi, o fi. Bătrânul oricum nu o să-i plătească nimic. Ba da. Eu întoarse Jim repede. Dacă nu ciripești nimic în public. Dar uite că tocmai eu sunt printre cei ce nu vor ca el să afle despre afacerea asta. Cum așa? Nu-i treaba ta. Știu eu ce fac și nu vreau să se afle. Cum o să procedezi? Uite așa, răspunse luând un carnet de cecuri din buzunar. Fă calculele în contul meu și eu voi pune 200 pe deasupra. Du-te după Frank și nu mai primești nimic. Du-te la bătrân și primești ceea ce trebuie pentru document. Nu sufla o vorbă și vinde mie documentul și mai primești 100 în plus. Ce spui? Spun da, exclamă Jack cu înjurătură. Nu sunt prost deloc. Celălalt mărâie posac. Bine, dar mi-ar plăcea să-i dau una în cap puștiului. Va trebui să mai amâni un pic plăcerea de data asta, rosti celălalt râzând. Scrie cecul, Whitley, și hai să terminăm odată. Mi-e somn. Când Whitley ajunse în camera lui după ce aranjă treburile cu cei doi jucători, îl găsi pe Frank umblând de colo-colo, tras la față și palid. Stai jos! Stai jos, prietene, și ia-o mai ușurel. Ești în afara oricărui pericol. Uite aici. Și scoase documentele din buzunar. Frank se cufundă într-un scaun. Ce ai făcut? Întrebă el peste măsură de uimit. Cum ai pus mâna pe astea? Whitley râse. Doar am pus la bătaie o mică parte din resursele mele. Asta-i tot, rosti el. Dar eu îți spun că sunt ruinat. Nu am cum să plătesc nici măcar o treime în 6 ani. Ei bine, poate că nici nu-i nevoie. Frank se uită lung. La ce te referi? La Amy, îi spuse celălalt rece. Băi, că mare nătărău mai ești. Nu mi pot permite să te faci de rușine în fața lumii în aceste condiții. Dacă nu eram și eu implicat, te-aș fi lăsat să te duci unde știi și să primești ceea ce meriți. Dar uite că e o șansă numai bună dacă m-aș căsători cu sora ta și ar afla de treaba asta. Dacă nu era ea, te-aș fi lăsat să te spânzuri mai repede, până să plătesc un amărât de dolar pe scheletul tău bun de nimic. Dar eu am zis că mă căsătoresc cu fata aceea și așa o să fie. Chiar de o să mă coste toți banii pe care îi am, iar tu o să mă ajuți. Frank nu mai spuse nimic un timp, intimidat cu totul de disprețul din vocea celuilalt, prea speriat pentru a lua atitudine. Într-un sfârșit reuși să vorbească. Nu e vorba numai de hârtiile astea. Știu și asta, îi replică imediat Whitley, înjurând. Cât ai furat din seiful bătrânului în seara asta? Ce, dar de unde știi? Se bâlbâie celălalt. Te-am văzut. Eu întoarse Whitley scurt. Apoi când Frank se ridică și începu iar să umble încolo și încoace, adăugă.
Oh, nu le mai pune pe toate la inimă și stai jos. Mă obosești. Nu ești condamnat la moarte că ești scroc sau jefuitor. Nu ai sânge rece pentru așa ceva. Ce pot să fac? Îndrăzni Frank într-un sfârșit cu o voce abia auzibilă. Jim traversă camera și, descuind un sertar de la biroul lui, se întoarse cu mâna plină de bancnote. Poți să pui banii ăia înapoi în seif înainte să se facă dimineață și nu sufla niciun cuvânt. Iar atunci când Frank încercă să-l ia de mână, în timp ce bolborosea cuvinte de mulțumire, el spuse: Nu, mulțumesc. Și-și duse mâinile la spate printr-un gest ce nu putea fi interpretat greșit. Fii băiat cu minte, Frankie. Ascultă cu mai multă atenție predicile pastorului tău. Ține-te de angajamentul pe care l-ai luat față de Asociația Tinerilor. Citește din Biblie și roagă-te în fiecare zi și participă la toate întâlnirile. Iar când mă voi căsători cu sora ta, îți voi face aceste documente cadou. Dar, o, Doamne, adăugă el cu un oftat, o să fii un cumnat înstărit, să știi că da. Cât ai spus că ai luat? Frank mormăi suma pe care o furase. Jim îi numără repede și îi zvârli pe masă. Poftim. Acum mai bine o ștergi repejor înainte să clachezi din nou și să te lovesc. Întorcându-se cu spatele, își turnă un pahar de lichior, în vreme ce Frank, cu banii în mână, se furișă din cameră precum un câine biciuit. Și deasupra capului său, în timp ce se strecura pe furiș pe stradă, în jos la magazinul tatălui său, stelele străluciră clare și reci în frumusețea lor pură și calmă, timp în care ultimul lenor ce provocase furtuna acoperise în orizontul îndepărtat luna cea nouă și strălucitoare. Capitolul 13. Darul unui necredincios. Tinerii comitetului desemnat de asociație îl vizitară pe domnul Wix la biroul său, unde îl găsiră cufundat în redactarea unei scrisori către o doamnă în vârstă, ale cărei treburi mărunte încerca să le descălcească. Lăsă pe dată lucrul când ei intrară și, după ce își strânseră mâinile de parcă nu s-ar mai fi întâlnit de ani de zile, spuse: Acum să-mi spuneți voi totul. Drept să vă spun, Charlie, care se află aici, a vorbit câte ceva cu mine, dar vreau să vă ascult ideile. Cea mai bună idee a noastră, rosti liderul zâmbind, este să ne ajutați. Unchiul Bobby râse cu toată gura. Mă gândeam eu că o să-mi dați târcoale, spuse el. De obicei sunt ținut la datorie de către tineri când e câte ceva de făcut. Fără doar și poate n-am eu multă școală în afară de treburile bănești și proprietăți, dar nu știu, mă gândesc că educația oferă doar o orientare cumva. Mai degrabă contează simțul datoriei. Am văzut eu pe niște foști colegi ai mei că erau exact ca tartele proaspăt scoase din cuptor, așa cum le făcea o fostă gazdă de-a mea. Numai partea din afară era de ele. Fără îndoială, arătau tare bine, n-ai ce spune. Acum spuneți-mi voi ce doriți. După ce tinerii îi dădură detalii despre planul lui Dick, iar el le mai puse câteva întrebări ca să se dumirească în unele privințe, bătrânul gentleman se lăsă pe spate și începu să se frece pe față gânditor. Apoi rosti: Vă spun eu ce să faceți acum.
Poate reușesc să scot până la urmă un preț cât mai mic pe proprietatea asta. Fără îndoială că oamenii ar vorbi cu mine dacă nu ar fi dispuși să vă asculte pe voi, că poate caută un prilej să mă bage în vreo afacere, știți? Afacerile sunt până la urmă un fel de troc, oricum ai lua-o. Eu o să mă ocup de treaba asta. Iar Charlie și cu alte câteva ajutoare, mergeți și vedeți dacă proprietarii de prăvălii vă lasă să colectați cutiile și butoaiele. Apoi mergeți pe la locatari și vedeți cam câți ar vrea să cumpere surcele pentru aprins focul. Dați-le un preț, să zicem 10 cenți pe săptămână pentru o sobă. Fără îndoială, unii vor folosi mai mult ca alții, dar măcar să-și facă o idee. După aia, ne întâlnim din nou, discutăm și vedem ce facem mai departe. În următoarele zile, tinerii merseră din prăvălie în prăvălie, din casă în casă, prezentându-și planul și cerându-le locuitorilor să îi sprijine prin a le fi clienți fideli. Unii îi refuzară cu insolență. Alții îi ascultară și zâmbiră la absurditatea lor copilăroasă. Unii spuseră că nu-și pot permite, iar alții îi încurajară, intrând cu bucurie în planul lor de lucru. În afară de câteva excepții, comercianții promiseră cea mai mare parte din cutiile și butoiașele lor. Cineva le dădu chiar și resturi dintr-un grajd vechi, de care zise că se bucura că scapă. Între timp, unchiul Bobby stătu de vorbă cu oamenii de afaceri, membrii din biserică și cu cei care nu erau creștini. Argumentă, amenință și pledă, studie planuri, se consultă cu arhitecții și părțile contractante, făcu calcule și scheme, iar atunci când fu asaltat de către tineri ca să dea un răspuns, se mulțumi doar să dea din cap. Ședeți binișor și așteptați până la următoarea ședință. Nu ajută la nimic să dăm cu pușca fără gloanțe. Nimeni în afară de Charlie Bowen nu observă că fața bătrânului gentleman se încrunta ori de câte ori era adus în discuție acest subiect și tânărul se gândi că perspectiva nu era atât de promițătoare pe cât o dorea unchiul Bobby. Apoi, într-o miercuri seară, asociația se întâlni din nou la biserică. Era o vreme rece și furtunoasă, dar, ca data trecută, erau prezenți aproape toți membrii. După ce comitetul își prezentă raportul și se știa de acum că majoritatea comercianților și locatarilor vor susține inițiativa cu contribuțiile lor, un val de entuziasm cuprinse toată sala, în timp ce îl așteptau pe domnul Wix cu mare bucurie. Unchiul Bobby, care stătea lângă pastorul Cameron, se ridică și o luă încet înainte. Întorcându-se, vorbi cu glasul tremurând și ochii umezi. Nici nu am vrut să vin aici în seara aceasta, dragi tineri. Pot să vă spun că mi-a fost rușine să vin, dar știam că trebuie să vin. Iar acum mi-e rușine că nu am vrut. Trebuia să-mi imaginez. Pot citi pe fețele voastre că fratele Cameron are dreptate și ceea ce vreau să vă spun nu schimbă cu nimic lucrurile. O liniște de rău augur se așternu peste audiență. Fără doar și poate, s-ar putea să mai trebuiască să mai așteptăm un pic, dar Dumnezeu ne va arăta vreo cale și vom ubirui acest rău care se numește indiferență. Se opri și își trase aer în piept. Ei bine, am găsit o casă veche de vânzare, tocmai ceea ce ne trebuie. Ar putea fi cumpărată și renovată cu vreo $900.
Chiar eu i-am vândut această proprietate domnului Udall pentru 1500 de dolari cam cu un an în urmă. Și vreau să vă spun, tineri dragi, chiar acum, că indiferent dacă el e creștin sau nu, George Udall e cel mai cinstit om din oraș și cine spune ceva împotriva lui va avea de-a face cu mine. Bătrânul gentleman se opri și se uită în jurul său, fără să se gândească măcar cum fusese răprimite cuvintele lui. Însă tinerii care îl cunoșteau foarte bine răspunseră doar prin aplauze, care erau mai degrabă un tribut al inimii și al caracterului unchiului Bobby, decât al discursului lui nechipzuit sau al dragostei pentru oamenii pentru care lupta. Dar când continua și spuse că dintre toți oamenii cu care stătuse de vorbă, membrii ai bisericii și toți ceilalți, doar cu Udall se putuse înțelege, acesta fiind de acord să le dea parcela dacă vor avea banii pentru casă, toți izbucniră în aplauze frenetice la adresa generozității tipografului. Gândiți-vă, continuă unchiul Bobby, că de la toți membrii de biserici din acest oraș n-am avut de unde să adun nici măcar 200 de dolari pentru asemenea cauză. Unul dintre ei m-a refuzat pe motiv că tocmai și-a cumpărat o pereche de cai. Ce să vezi, i-am spus că s-ar putea să ajungă în iad condus de caii lui și nu-i va folosi la nimic. Un altul mi-a spus că tocmai a dat 500 de dolari pentru noul lui loc de întâlniri și că nu are cum să mai dea niciun ban. L-am întrebat dacă Iisus era printre cei care urmau să vină la acel loc și el a zis că nu crede. Eu i-am zis, ei bine, noi vrem să construim o casă pentru Hristos și dumneata mi spui că nu ai cum. Dacă aș fi în locul tău, nici nu l-aș mai numi pe Hristos mântuitorul meu în rugăciunile mele. Un altul tocmai își pusese la punct casa. Altul tocmai își cumpărase niște bonuri. Și tot așa cu fiecare. Toți au găsit câte o scuză potrivită, iar eu nu știu ce să fac. De data asta chiar că sunt la strâmtorare. Avem materiale pentru renovare. I-am convins pe oamenii să cumpere de la noi. Avem parcela și ne-am blocat aici pentru că nu avem cum să achiziționăm casa. Eu unul nu pot. Suntem și noi asemenea celui care s-a dus la pescuit. Avea găleata pentru pești, un băț lung cu mosorel și cu ce mai era nevoie, nailon numai bun pentru pescuit și o cutie plină cu viermișori grași și când ajunge la râu, omul nu avea cârlic și peștii notau sub nasul lui și râdeau de el că nu putea să-i prindă. Și totuși, eu cred că Dumnezeu ne va arăta o cale sau poate că nu. Poate nu e spre binele nostru, deși fără doar și poate eu și fratele Cameron credem că este și la fel și voi. Dar nu știu. Și bătrânul îl luă loc. După o tăcere lungă, vreo doi veniră cu câteva sugestii, dar nu fură de prea mult folos. Pastorul Cameron fu chemat și încercă să fie încurajator, dar era destul de greu și părea că planurile li se înăruiră până la urmă, când Clara Wilson se ridică în picioare. Nu mă miră deloc lucrul acesta, începu ea în timp ce tinerii, uitând lauda pe care i-o aduseră lui George Udall, se gândiră că obrajii ei roșii și ochii sclipitori erau așa din cauza entuziasmului ei. Nu mă miră deloc că oamenii de afaceri nu vor să fie parte a acestui plan. Nu au nicio încredere în el. Nu pentru că nu au bani sau că nu vor să ajute, ci pentru că nu au încredere în biserică. Au văzut atât de multe lucruri începute și au susținut multe și totuși
nu a avut niciun beneficiu real, astfel că toți se tem să mai investească. Și au investit banii în locuințele lor, pentru că au rezultate acolo. Eu cred că este mai multă bunăstare în biserică decât în casele lor. Dar tot ce avem de etalat sunt orgi frumoase, ferestre frumoase și discursuri frumoase, în timp ce locuințele trimit cu gândul la ceva practic. Nu ne putem aștepta ca oamenii să fie parte a planului nostru până nu le arătăm clar ceea ce avem de gând să facem. Pornim de unde nu trebuie și noi înșine încă nu am făcut nimic. Dacă eram eu bărbat, v-aș fi arătat ce vreau să spun. Spuse ea clipind repede din ochii ei negri. Ești destul de bună chiar dacă nu ești bărbat. Chicoti unchiul Bobby. Această remarcă stârni râsete și îi făcu pe toți să se simtă bine. E în regulă. Puteți să râdeți dacă vreți. Rosti Clara. Dar eu vă spun că o să reușim doar dacă știm ce vrem și programăm bine lucrurile. Păi, avem aici destule bijuterii ca să acopere jumătate din sumă. Să nu renunțăm acum, când am ajuns atât de departe. Propun să avem o întâlnire cu întreaga asociație, să prezinte fiecare ceea ce s-a făcut și să vedem ce putem aduna. Doar faceți-i pe oameni să creadă că noi oricum o să facem rost de banii pentru casă. Domnule președinte, propun să avem o întâlnire cu întreaga asociație într-o săptămână și să fie numit un comitet special care să organizeze un plan bun. Cameron se ridică în picioare. Sunt de acord cu toată inima mea. Și înainte ca președintele să mai rostească vreun cuvânt, o furtună de încurajări fu urmată de aplauze îndelungate. Clara fu numită pe loc responsabilă de comitet și câteva minute mai târziu toți ieșeau din clădire în furtuna de afară, dar cu inimile calde și voci vesele. George Udall nu o mai vizitase pe domnișoara Wilson din noaptea în care îl găsise pe acel om înghețat pe stradă. E drept, nici nu mai vorbise cu ea de la înmormântare. Cu toate acestea, o văzuse totuși odată în trecere, când se întâlniră pe stradă cu câțiva prieteni și o zărise de câteva ori pe geam când trecea pe lângă biroul lui. Toate acestea îi se păreau ciudate Clarei. Care putea fi cauza? George nu se mai purtase așa înainte. Voia să vorbească cu el despre incidentul din noaptea aceea furtunoasă când se despărțiseră atât de brusc. Voia ca el să știe cât de mândră era de el, pentru că dovedise atâta bunătate cu privire la înmormântare. Ce inimă bună are, dincolo de vorbele lui aspre? Se gândia și nu se putu abține să nu-l compare, datorită calităților sale, cu mulți așa ziși creștini pe care îi cunoștea. Și apoi, la întâlnirea asociației, domnul Wex vorbise cu atâta convingere de generozitatea și bunătatea lui. Nici nu-i de mirare că îi ardeau obrașii, în vreme ce inima îi șoptea lucruri ciudate. Când tânăra le ură noapte bună colegilor ei, după întâlnire și după ce se încuie în camera ei singură, se întrebă iarăși și iarăși dacă avea dreptate să-i tot spună nu. Nu cumva era rece față de prietenul ei, care îi arătase și se dovedise a fi atât de vrednic de dragostea ei? Of, de ce nu era și el creștin? Când doamna Wilson se strecură în camera fiicei ei, ca să ia încă o pătură din dulap pentru a acoperi patul băiețelului ei,
fu foarte surprinsă să vadă o lacrimă mare ce lucea la lumina lămpii, scurgându-se dintre genele negre, în vreme ce fiica ei suspina în somn. A doua zi dimineață, fata fu ciudată de tăcută și-și văzu de treburile ei, fără fluierăturile ei vesele. Clara chiar știa să fluiere. Era singura ei împlinire în domeniul muzicii. Dar spre amiază, după o îndelungată ședere în fața focului, fără vreo vorbă, timp în care mama ei tot încercă în zadar să o atragă în vreo discuție, deveni dintr-o dată așa cum era de obicei, veselă și strălucitoare, și se apucă de pregătit prânzul în felul ei. Apoi, după ce vasele fură spălate, ia apărut rochia și pălăria de stradă. Copilă dragă, doar n-ai de gând să ieși azi, exclamă doamna Wilson cu mâinile la gură, atitudinea obișnuită când era uimită sau mânioasă. Ba da, mamă, am câteva treburi de rezolvat în oraș. Treburi ce nu suferă amânare. Nu stau mult. Ai nevoie de ceva? Dar uită-te ce tare ninge. O să te uzi și sigur îți găsești sfârșitul. Îmi doresc din toată inima să fii mai rațională și să încerci să ai mai multă grijă de tine. Nu-i prima dată când mă ud. Ieșirea îmi va prinde bine. Și curând după aceea, fata aceasta care știa ce vrea, își făcea drumul prin ninsoare și vânt spre partea industrială a orașului. Băiatul din tipografie era plecat cu un comision, iar George și Rick erau amândoi la masa de lucru, așezând în pagină discursul unui politician care avea să fie publicat sub forma unei directive, când Clara intră, bătându-și picioarele și scuturând zăpada de pe umbrelă și rochie. Udall îi ieși înainte. Benjamin Franklin, mare ai fost dumneata, strigă el. Dar ce cauți tu aici? Și cu o mână trase un scaun lângă cuptor, în timp ce cu cealaltă îi luă fetei umbrela. Mă încălzesc eu imediat, îi replică Clara râzând nefiresc, și Dick observă că vântul sau fricul sau ceva îi înroșise fața. Vino aici și ia loc, îi ceru ea. Am ceva de vorbit cu tine. Nu sta acolo ca și când nu m-ai mai văzut până acum. Ei bine, a trecut ceva timp de când nu te-am mai văzut, recunosc cu el, așezându-se pe marginea cutiei cu rebuturi. Da, mai mult de 24 de ore. Ieri am trecut pe lângă tine și m-ai privit drept în față, fără măcar să mă întrebi ce faci. Dacă erai altcineva, George Udall, te-aș fi făcut să aștepți ceva vreme până să mai prinzi vreo șansă să-mi mai faci una ca asta. George bătea cu degetele pe marginea cutiei și fluiera încet. Uitându-se nerăbdător spre Dick, spuse: Cum te descurci, prietene? Aproape am terminat, răspunse Dick cu o privire plină de subînțeles. Dar cred că o să pun anunțurile acestea la presă și te las să-ți termin discursul. În regulă, cred că e mai bine așa, îi răspunse Udall. Și curând, huruitul motorului și zgomotul matriței umplură încăperea. Avem tare mult de lucru acum, spuse Udall, întorcându-se spre Clara din nou. Trebuie să-mi reiau munca în secunda aceasta. De ce n-ai mai venit pe la mine? Insistă fata cu o privire ciudată în ochi. Am de discutat atâtea lucruri cu tine. M-am gândit să te las să mă vizitezi tu o vreme. Schimbul e cinstit. Și apoi, nu cred că e sigur pe o vreme așa de rece.
e o treabă destul de înfrigurată, chiar și pe timp de vară. Clara o ținu pe-a ei bărbătește, sau ca o femeie care știe ce vrea. George Udall, știai foarte bine că o să vin aici dacă nu mai treci pe la mine. Și e chiar urât din partea ta când știai cât de mult doream să te văd, să mă faci să ies pe zăpada asta din casă. George păru încurcat. Eu o să răcesc? Iar tu cum o să te simți? George păru și mai îngrijorat. Nici nu m-am simțit prea bine în ultimul timp. George păru înspăimântat. Și am venit până aici să văd ce se întâmplă. Tipograful părea mulțumit. Și acum nici nu vrei să mai stau aici, așa că o să mă duc înapoi acasă. Se îndreptă spre umbrelă, iar Udall o luă primul. Hur, hur, făcea motorul și cling, clang, zângărea presa. Dick aproviziona mașina și trebuia numai decât să nu-și ia ochii de la munca lui, în timp ce zgomotul oprea orice frântură de conversație să ajungă la urechile lui. În afară de aceasta, Dick era plin de compasiune. Clara dădu drumul la umbrelă și George, cu o expresie exagerată de extaz, sărută locul pe care îl ținuse mâna ei. Tânăra încercă să se încrunte și să pară disgustată. Apoi, pentru câteva momente, niciunul nu vorbi nimic, iar într-un sfârșit, Clara rosti. Voiam să-ți spun cât de mulțumită și bucuroasă sunt pentru lucrurile pe care le-ai făcut. Ești un om bun, George, că te-ai îngrijit de tânărul acela care a murit. Păi, ce crezi? L-am înțeles foarte bine, bâicuie tipograful. Tocmai ce înghețasem și eu însumi. Și apoi, faza cu asociația tinerilor e chiar grozavă, continuă Clara. Gândește-te numai, tu singur ai dat mai mult decât toți membrii bisericii. Udall mormăie printre dinți. Nu mă tem că pierd ceva cu darul acela. Nu vor face rost de restul banilor niciodată. Ba da, eu sunt președinta comitetului. Și apoi îi povesti de întâlnire și cum îl lăudase unchiul Bobby. Udall simți cum inima îi se dezgheață repede și cei doi discutară de parcă nicio răceală nu intervenise între ei. Și totuși, Clara, cu toată pretinsa ta dragoste pentru mine, nu mi-i permiți nici măcar un privilegiu pe care îl poate avea un iubit și nu pot avea nicio speranță pentru viitor. Mai bine s-ar încheia totul acum. Foarte bine, George. Se poate încheia acum, dacă vrei. Dar să știi că nu mai puteam trăi fără să-ți vorbesc și fără să-ți spun cât de bucuroasă sunt pentru darul pe care l-ai făcut asociației. Uite aici. Să nu continui să mai faci vreo greșeală în privința aceasta. Nu dau nimic nici asociației, nici bisericii. Bucățica aia de pământ e pentru cei săraci, înfrigurați și înfometați, care sunt vai de ei, precum a fost și Dick. Și totuși îți spun, Clara, că dacă mi spui da, voi adăuga și casa și destule ca să o mobilez. Fata ezită un moment doar. Aici avea de-a face cu o ispită la altă ispită. Apoi își trase haina și se ridică să plece. Nu, George, nu pot. Știi doar că nu e nevoie să mă cumperi, dacă simțeam că e bine să spun da. Dar eu o să te tot întreb același lucru, rosti George. Sper că nu o să te enervezi, nu? Cred că nu.
Mă simt destul de rău când nu mă mai întrebi. Nu mi-e place să spun, dar m-aș simți îngrozitor dacă nu mi-ai da șansa să îl rostesc. Rămâi cu bine, George. La revedere, scumpă. Oricum, nu ai cum să mă oprești, să te mai iubesc și într-o bună zi o să mă accepți așa cum sunt. Clara dădu din cap. Tu știi asta, spuse ea. Când ușa se închise, Dick fugi de lângă presă, întinzând mâna unsă de cerneală spre George. Ce e? Întrebă celălalt mirat, dar prinzând mâna întinsă a ajutorului său. Vreau să dau mâna cu un bărbat. Asta e tot. De ce nu vii și tu la biserică și o câștigi? Pentru că n-aș mai fi vrednic de ea, răspunse George. Ai idei ciudate pentru zilele noastre. Da, știu, dar nu mă pot abține. Aș vrea să pot. Ești mai bună decât jumătate din membrii bisericii. George clătină din cap. Nu ajută la nimic, Dickie. Și tu știi lucrul acesta la fel de bine ca mine. Are o prea mare însemnătate și n-ai ce căuta acolo decât dacă e pentru ceva anume. Ce spunea mama? Niciun alt Dumnezeu în afară de mine sau ceva de genul acesta. Iar Dick își spuse când se întorcea înapoi la presă. Într-adevăr, am dat mâna cu un bărbat.